Guvernul a aprobat miercuri deblocarea peste 1000 de locuri de muncă în spitale, dar și alocarea din fondul de rezervă a 200 de milioane de lei pentru spitale. Astfel, reprezentanții sindicatului Sanitas au decis să suspende greva generală programată pentru astăzi. Tot miercuri, guvernul a avizat plata dublă a personalului medical pentru zilele nelucrătoare în care merg la spital. Concret, executivul a aprobat o notă privind introducerea în regim de urgență în Parlament a unui amendament la legislația actuală în domeniu, astfel încât orele suplimentare efectuate de personalul medical în zilele nelucrătoare, sâmbăta, duminica și de sărbători legale, să fie plătite dublu. S-au deblocat 1100 de posturi în sistemul sanitar, din care să sperăm că și noi vom avea și noi 50 posturi. Se modifică ordonanța de urgență prin care nu erau plătite colegilor noștri sâmbătele și duminicile duble. Și s-a convenit la organizarea unei comisii formată din Federația Sanitas și Coaliția Specialiștilor din Sănătate în vederea elaborării unei legi de salarizare specifică sistemului nostru, sistemului sanitar. Premierul Victor Ponta a declarat că va aloca din fondul de rezervă al guvernului 200 de milioane de lei pentru buna funcționare a spitalelor în anul 2013. Protestatarii au cerut și creșterea salariilor în sistemul medical. Medicii rezidenți vor primi burse cuprinse între 100 și 150 de euro. În continuare se discută despre creșterea salariilor. Probabil acest lucru se va face anul următor în două tranșe.